Se întâmplă lucruri bizare în Parlamentul României, dragii mei. Domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și președintele interimar al grupului infracțional organizat numit PSD, domnul Marcel Ciolacu a inițiat împreună cu PSD-iștii dânsului o moțiune de cenzură împotriva guvernului Orban. S-a discutat moțiunea luni, astăzi la ora 12 ar fi trebuit să discutăm birourile camere permanente ale celor două camere reunite, Camera Deputaților și Senat, ar fi trebuit să discute programul de vot pentru moțiunea de cenzură pe care și-ar fi dorit PSD-iștii să o voteze mâine. Nu s-a mai întâmplat pentru că, spun jurnaliști acreditați la Parlament și scriu pe Facebook politicienii din PNL și, dacă nu mă înșel, am văzut și la USR postări, scriu că reprezentanții PSD-ului și UDMR-ului au fugit din sală de la ședința birourilor permanente ale celor două camere. Și nu se știe, umblă un zvon prin Parlament că se va discuta moțiunea de cenzură după ședința de guvern de la ora 2, de la ora 14. Este o moțiune de cenzură despre care domnul Marcel Ciolacu declara ieri la Antena 3, unde altundeva putea să declare șeful grupului infracțional organizat numit PSD, decât la principala agenție de publicitate a mafiei din politică, televiziunea infractorului Dan Voiculescu. Declarat-o arășul Ciolacu faptul că ei ar avea numărul de voturi necesare pentru a da jos guvernul Orban. Ceea ce ar putea să fie adevărat, întrucât actuala majoritate existentă în Parlament este cea setată la alegerile din 2016, când actualul pușcăriaș de la Rahova, predecesorul lui Marcel Ciolacu la șefia Camerei Deputaților, dublul infractor Liviu Nicolae Dragnea, a pus pe listele PSD cu mânuța lui, personal a aprobat toate numele care au intrat pe listele PSD. Ceea ce înseamnă că a pus oameni după chipul și asemănarea lui și ei sunt în continuare acolo. Pentru mine a fost o mare surpriză că a reușit Ludovic Orban să conducă negocieri care să rupă totuși din această majoritate numărul necesar de voturi ca să dea jos guvernul Dăncilă și să fie pus guvernul Orban. Ceea ce înseamnă că totuși a existat o masă de lichele în sensul că au fost persoane care până la urmă n-au fost credincioase celui care le-a băgat în Parlament sau poate cine știe oameni care ar fi avut procese de conștiință, deși nu prea cred în această variantă, pentru că nu poți să fii un om cu conștiință dacă tu accepti să devii parlamentar prin pixul unui infractor. Am făcut ieri o postare pe Facebook foarte interesantă, nu știu cât se vede, foarte multă lume a distribuit-o, pentru că ieri s-a mai întâmplat ceva care are legătură cu grupul ăsta infracțional numit PSD, are legătură cu Parlamentul României, are legătură cu funcția pe care o ocupă Marcel Ciolacu, actualul lider de grup infracțional organizat, și anume Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a ocupat și el funcția pe care o ocupă Ciolacu, a fost condamnat de Tribunalul București la 3 ani cu executare. În primă instanță, e adevărat, poate să facă, să exercite calea de atac, să meargă la instanța superioară, deci încă nu știm dacă va merge la pușcărie sau nu, dar a fost condamnat în primă instanță domnul Zgonea la 3 ani cu executare pentru acte de corupție. În esență, domnul Zgonea a promis cuiva o funcție, că intervine el ca să primească cineva o funcție. Persoana respectivă a primit funcția respectivă și tatăl persoanei respective, ca să înțelegeți și cum se fac angajările în statul român prin intermediul grupului infracțional organizat PSD, l-a cadorisit pe domnul Zgonea cu o excursie la Viena. Vreo 63.000 de lei este valoarea șpăgii și vă dați seama că asta este doar o chestiune minoră cu care a fost prins domnul Zgonea, cine știe cât o mai fi făcut el. Ce este amuzant este că funcția asta de președinte al Camerei Deputaților pe care o ocupă domnul Ciolacu a generat deja 4 condamnări, dintre care 2, unul e la pușcărie, la Rahova, cel de la care a preluat funcția domnul Ciolacu, Liviu Nicolae Dragnea, condamnat la 6 ani și 3 luni, își execută pedeapsa în penitenciarul Rahova, el mai având o condamnare anterioară cu suspendare, cele două s-au contopit și tovarășul Dragnea a ajuns la Rahova. Prima condamnare pentru că a furat voturi la referendum, a doua condamnare la referendumul pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, a doua condamnare pentru că a furat din banii orfanilor din Teleorma, tovarășul Dragnea. Un alt ilustru ocupant al funcției de președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, condamnat la 7 ani în primă instanță, ăsta a fost trimis în judecată pentru că
împreună cu Sorin Ovidiu Vântu au negociat pe șpăgi acordarea funcției de guvernator al Deltei Dunării, care i-a revenit marelui caracter de presă, sigur o spun în ghilimele cu sens peorativ, Liviu Mihaiu, Toarășu Bogdan Olteanu, da, și un alt președinte al Camerei Deputaților, care s-a dus și el la pușcărie și a executat pedeapsa și acum este în afara pușcăriei și încearcă să reabiliteze, este el însuși, celebrul Adrian Năstase, tatăl mafiei din grupărilor de corupție din politica actuală, care a executat două pedepse, una de 2 ani și una de 4 ani, pentru dosarele în care a fost condamnat. Nu mai reau povestea lui Năstase, o știți cu toții. Deci domnul Ciolacu, de la înălțimea jilțului ocupată de până acum de 4 cetățeni condamnați penal, dintre care 2, unul la pușcărie, unul cu pedeapsa executată, 2 în primă instanță și așteaptă pedeapsa, domnul Ciolacu încearcă o moțiune de cenzură. Nu e foarte clar dacă o să reușească sau nu, dar domnul Ciolacu stă cocoțat pe o majoritate parlamentară, oameni buni, setată în 2016. Și despre asta vreau să vă vorbesc, încercând să vă explic încă o dată cât de importantă este prezența la vot la alegerile parlamentare, dragii mei. Din majoritatea parlamentară rezidă puterea, exercitarea puterii în România. Mai este un aspect aici interesant în legătură cu postarea despre care v-am vorbit cu cei 4 foști președinți ai Camerei Deputaților, care 2 sunt pușcăriași, 2 sunt condamnați în primă instanță pentru acte de corupție, și anume cine legiferează în România. Vă dați seama? Vă dați seama că mafioții în România emit legi? Vă dați seama că noi, oamenii cinstiți, suntem obligați să respectăm niște legi scrise de mafioți aici în fosta casa poporului a lui Nicolae Ceaușescu, ca să înțelegeți istoria, cum evoluează niște mafioți care sunt, de fapt, ce sunt ei? Eșalonul 2 și 3 al piramidei dictaturii ceaușiste, securisto-comunistă, care a supraviețuit după 1989. Ce sunt ei, de fapt? Pentru că, sigur, Bogdan Olteanu a fost prin PNL, dacă nu mă înșel, sau PDL pe unde a fost, nu mai știu exact istoricul, și mulți de la PDL au migrat la PNL, dar tot în rădăcina aia tulbure al anilor 90 se trage și el, tot din, chiar dacă e mai tânăr, tot de grupările astea de mafie a fost scos în față și toate au legătură cu ceea ce a făcut Iliescu în 90, și anume a reeșapat partea mizerabilă și urâtă din Partidul Comunist, partea rusofilă, partea aservită Moscovei, a reeșapat-o în actualul Partid Social Democrat. Și nu este o întâmplare că domnul președinte al acestui grup infracțional organizat, pentru că asta este PSD-ul, este un grup infracțional organizat din foști securiști, foști comuniști și o generație mai nouă de corupți tineri, care a venit din urmă și a fost promovată de către generația veche. Nu este o întâmplare că acest grup infracțional organizat într-un partid creat de Ion Iliescu ca să subjuge România Moscovei este condus acum de un președinte care provine din Buzău. Buzău, unde întreaga filială PDSR, FSN, PDSR, PSD a fost setată de către Gelu Voican Voiculescu, un agent al Moscovei, un individ care a intrat din nou în atenția publicului după ce a avut tupeu să vină la comemorarea eroilor Revoluției în decembrie 89 și a primit o cârjă în cap de la unul dintre cei care reprezintă mișcarea revoluționară, urmașii revoluționarilor, și-a luat o cârjă în cap și cu ocazia asta lumea a aflat din nou despre el. Cei mai tineri au aflat pentru prima oară cine este acest individ. Nu este o întâmplare că Ciolacu e președinte la grupul infracțional organizat PSD. Ciolacu, prieten foarte bun, și-a circulat poza aceea pe rețele sociale când Ciolacu a fost ales președinte al Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, cu Ciolacu și teroristul numărul 1 al României, Omar Haisam. Nu, astea nu sunt întâmplări, oameni buni, astea sunt argumente și dovezi rezonabile, spun eu, în susținerea ideii principale pe care eu o expun de 3 ani de zile, și anume că PSD nu este un partid, este de fapt un grup infracțional organizat în 1990 pentru ca foștii securiști, foștii comuniști, dar cei credincioși Moscovei să poată să preia controlul României și să mimeze instaurarea democrației, de fapt să saboteze instaurarea democrației, la început sub oblăduirea lui Ion Iliescu,
apoi sub coordonarea lui Adrian Năstase, cel care a transformat PDSR-ul într-o mafie și mai târziu fiind împrăștiați în diverse grupări de corupție care au făcut și puiuți pe la Pro-România. Victor Ponta este fix aceeași mizerie, oameni buni. ALDE-ului Călin Popescu-Tăricianu, fix aceeași mizerie. Și alte partide, UDMR, care e Moghior PSD, fix aceeași mizerie. Această mizerie, de fapt, într-un fel sau altul, chiar dacă prin abilitățile de politician cu multă experiență și de negociere în Parlament, Ludovic Orban a reușit să disloce o parte dintre cei care au fost băgați în Parlament de Liviu Nicolae Dragnea și Călin Popescu-Tăricianu, cei doi părinți ai distrugerii Direcției Naționale Anticorupție, cei doi părinți ai legislației care a transformat România în paradis infracțional și a făcut Direcția Națională Anticorupție să fie paralizată, pentru că nu mai funcționează. De 2 ani de zile, DNA-ul nu mai funcționează în România. Cei care au fost băgați în Parlament de către acest cuplu infracțional, cuplu al cărui tată, Liviu Dragnea, e deja la pușcărie. Acum o să vedem ce se întâmplă și cu Călin Popescu-Tăricianu, pentru că are și el un dosar la parchetul general. Nu este o întâmplare că Ciolacu încearcă cu această majoritate să blocheze noul guvern, tocmai pentru că acest guvern încearcă să impună alegerea primarilor din două tururi de scrutin. Miza este, dragii mei, supraviețuirea mafiei, supraviețuirea Ciumei Roșii, pentru că, așa cum am explicat și în alte comentarii și insist foarte mult pe aceste explicații, vedeți, sunt lucruri foarte importante pe care televiziunile din România, așa zisele televiziuni de știri, ar trebui să le explice oamenilor, dar ele nu explică oamenilor, ele se ocupă numai cu manipulări, numai cu mizerii. Ieri, în timp ce ar fi trebuit să explice aceste lucruri oamenilor, să spună cine e Ciolacu, ce reprezintă PSD-ul, câți președinți ai Camerei Deputaților de la PSD condamnați penal sunt în momentul de față, în loc să facă asta, dădeau fel și fel de manipulări cu sondaje de opinie, știri false potrivit cărora ar exista nu știu ce înțelegere între PSD și PNL, fel și fel de bullshit-uri și de manipulări pe care această fabrică de minciuni a consultanților PSD le produce în continuu în societate pentru a deruta oamenilor. Ce este important de explicat în acest context, dragii mei, și trebuie să ajungă la cât mai multă lume? Și anume, faptul că 60%, poate 65% din rezultatul alegerilor parlamentare, unde se construiește majoritatea, și ați văzut o majoritate construită de un infractor cât de periculoasă este și cum ne dă bătăi de cap, și acum după ce infractorul s-a dus la pușcărie și nu mai are putere, pentru că a rămas toată piramida aia infracțională de corupție, care matematic a reprezentat majoritatea și poate oricând să din nou să reprezinte majoritatea și să destituie guvernul, 60-65% din ceea ce s-a creat și se poate crea prin alegeri parlamentare depinde de alegerile locale. Care este ideea? Ideea este că această mafie formată din PSD, UDMR, Pro-România, ALDE are o armată de locotenenți, de plutonieri, dacă vorbim de primari de comune, are o armată electorală întreagă în țară, pe funcții de primari, de președinți, de consilii județene, funcții importante în administrația locală. Dacă vrei să câștigi majoritatea parlamentară într-o manieră în care, de exemplu, România ar avea nevoie acum de peste 66%, o majoritate PNL-USR+, în care USR Plus să aibă o greutate aproape egală cu a PNL-ului, ca să se controleze unii pe alții, nu poți să faci așa ceva dacă nu lucrezi la a distruge armata de racolat voturi din teritoriu. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă să te asiguri că ceea ce reprezintă mafia, Ciuma Roșie, nu mai controlează atât de multe unități administrativ-teritoriale, așa se cheamă ele, adică comune, orașe, municipii. Nu mai câștigă primările, nu mai câștigă majoritățile în Consiliul Local, nu mai câștigă majoritățile în Consiliul Județean. Primările sunt foarte importante pentru că primarul e cel care dă tonul. Primarul e cel care, sunt foarte multe relatări, PSD-iștii fac asta, ei sunt specialiști în treaba asta, merg, stau în fața secțiilor de vot, se duc în cartierele unde sunt asistații sociali, îi aduc pe aia cu amenințarea că nu mai primesc ajutoarele sociale. Deci este o întreagă nebunie pe care o mașinărie de
de împins oamenii să voteze cu PSD-ul pe care ei o controlează. Și atunci, dacă vrei să distrugi această mașinărie, trebuie să faci în așa fel încât înainte de alegerile parlamentare ei să piardă cât mai multe primării. Ei pot să piardă cât mai multe primării dacă nu mai sunt alegeri în două tururi. Exemplu concret, cel mai mare, cel mai bun exemplu, primăria București. Bucureștiul, care este terorizat de incompetenta gargarajoaică Gabriela Vrânceanu Firea, un produs al laboratoarelor infractorului Dan Voiculescu, al laboratoarelor media ale infractorului Dan, Voiculescu, care nu ar fi fost primar și n-ar fi terorizat Bucureștiul 4 ani de zile cu incompetența, nesimțirea și tupeul ei PSD-stoit, dacă aveam alegeri în două tururi de scrutin. Ludovic Orban a înțeles asta cu Klaus Iohannis, împreună cu cei din jur, împreună cu cei de la USR, și vin să-și asume răspunderea pe alegeri în două tururi de scrutin, ceea ce sperie majoritatea hashtag mafia și de aceea vor să îl dea jos. Ciolacu a spus treaba asta, asta este de fapt miza bătăliei. De aceea este foarte important, oameni buni, să urmărim acest subiect, să vedem ce se va întâmpla, dacă va pica guvernul Orban, atunci se intră într-o logică a alegerilor anticipate și s-ar putea să avem alegeri locale cu parlamentare împreună, ar fi o variantă bună. Ambele variante sunt bune, dar varianta cu primari votați în două tururi de scrutin și apoi alegeri parlamentare este varianta cea mai eficientă pentru micșorarea PSD-ului. Și încă stă bine PSD-ul, am văzut niște sondaje de opinie, un sondaj de opinie realizat pentru Europa FM pe un eșantion, un număr de oameni au fost sunați pe telefon, nu știu cât de corect este, știu că se fac manipulări prin sondajele de opinie, 20%, 20% este foarte mult, oameni buni, dacă după 3 ani de zile de mizerii incredibile făcute de o majoritate parlamentară absolut toxică, imorală și penală, condusă de un infractor devenit președinte al Camerei Deputaților, infractor fiind, după ce în acest parlament un individ ca Iordache ne-a arătat ce ne-a arătat de la tribuna Parlamentului în Camerele Reunite, după toate nebunile pe care nu le mai reiau, transformarea României în Republica Infractorilor, eliberarea a zeci de mii de deținuți periculoși cu consecințe grave pentru că s-au comis crime, tâlhării, violuri, dacă după această nebunie fără precedent în istoria țării noi nu ne mobilizăm la vot și electoratul ăla zombificat de propaganda mafiei, care e undeva la 3 milioane, are o pondere de 20% în rezultatul final al votului, România nu are nicio șansă să se facă bine, oameni buni. Noi suntem la un capăt de drum la care ar trebui să închidem, noi, oamenii cinstiți din țara asta, suntem 18,5 milioane de cetățeni cu drept de vot. 15 milioane nu știu ce reprezintă mizeria numită PSD, PDSR, FSN, această grupare infracțională organizată din fost securiști, comuniști și progeniturile lor, dar foarte mulți nu vin la vot. Oamenii aceștia trebuie mobilizați la vot, astfel încât cele 3 milioane de hăbăuți și zombificați care n-au înțeles încă despre ce e vorba și cum susțin ei cancerul numit PSD and mafia, dacă pentru a-i face pe ăștia să conteze cât mai puțin. 20% este foarte mult după tot ce s-a întâmplat, dragii mei. De aceea este important să urmărim acest subiect și să mențineți cu toții, cei care înțelegeți aceste idei și înțelegeți că România nu se poate face bine niciodată, niciodată, cât timp PSD-ul nu e desfințat, opinia mea, sau măcar coborât sub 10%, să urmăriți subiectele și să informați pe cei dragi, să folosiți rețelele sociale pentru a promova prezența masivă la vot. O să vedem cum la alegeri locale, fie că vor fi pentru primari dintr-un tur sau din două tururi de scrutin, și la alegeri parlamentare, fie că vor fi separat, fie că vor fi anticipate. Un lucru este cert, mafia este îngrozită de ideea că vor putea să aibă loc alegeri locale în două tururi de scrutin pentru primari, pentru că aceasta ar fi un pas important, strategic, o bătălie importantă câștigată pentru scopul final al distrugerii PSD. Și noi trebuie să facem asta, o să vedeți, notați-vă undeva peste 5, 6, 7, 10 ani, revenim asupra subiectului, dacă PSD-ul nu s-a desfințat, Doamne ferește, varianta cea mai rea, cei care acum încă n-ați înțeles acest lucru, atunci îl veți înțelege și veți scrie la comentarii de la YouTube, băi, omul ăsta a avut dreptate cu 5, 6, 7 ani, că România nu se poate face bine cât timp noi nu stârpim comunismul care a supraviețuit în actualul PSD și în sateliții lui, și s-a transformat într-o grupare infracțională de corupție.